Salutare! Astăzi vom vorbi despre Xiaomi și creșterea lor, despre Samsung și, în esență, despre S21, dar și despre roboți și implicarea lor în locurile de muncă actuale. Nu uitați de like și abonare dacă v-a plăcut. Xiaomi este pe val. Tocmai ce a trecut Apple la vânzări în primele 3 trimestre ale anului 2020. Era ceva de așteptat din punctul meu de vedere, deoarece Huawei a scăzut mult, după cum se vede pe grafic, iar eu zic că Xiaomi o să fie curând locul 2 mondial, dacă Huawei nu face ceva cu adevărat revoluționar, cum ar fi să vină cu propriul sistem de operare. În altă ordine de idei, cei de la Xiaomi și-au depășit propriile așteptări. Aceștia se așteptau să crească anul acesta în venitul net cu 3,3 miliarde de yuani, adică aproximativ 495 milioane de dolari, dar aceștia au crescut de fapt cu 4,1 miliarde de yuani, adică cam cu 615 milioane de dolari, yuan fiind moneda lor. Desigur, cererea de piese este mare, adică procesoare, ecrane, etc., dar din cauza crizei cu care ne confruntăm, producția este limitată. Să sperăm că trece nebunia asta cât mai repede și să vedem Xiaomi cât mai repede pe locul 2. Xiaomi rules! S21. Pentru a-și întări puterea, cât timp Huawei încă nu au venit cu o soluție viabilă pentru toți utilizatorii, nu doar pentru cei mai techi, așa mai tehnici, Samsung pare să dea tot ce poate. Nu este suficient că aceștia au venit cu un S20 Fan Edition foarte reușit și la un preț foarte bun, dar aflăm că noile S21 vor veni mult mai repede decât au venit S20 sau chiar predecesorii lui. În loc de sfârșit de februarie sau început de martie, se zvonește că pe la sfârșit de ianuarie Samsung va lansa deja seria S21. Dacă nu ai trăit într-o peșteră fără internet până acum, probabil deja știi asta. E o știre ceva mai veche, însă e ceva important și am zis că trebuie să o menționez și eu. Și acum? Roboții și inteligența artificială care o să-ți ia locul de muncă. Evident, nu este ceva nou. Încă din 2017, cel puțin teoretic, 50% din activitățile umane pot fi făcute cu succes de roboții ce sunt deja existenți. Așa că, dacă tot ce poți tu e să oferi o forță brută, gândește-te că un robot poate fi de N ori mai puternic ca tine. Asta fiind doar un exemplu. Bine, personal nu cred că roboții o să ne locuiască în funcțiile cheie prea curând, adică poți să faci politică în continuare liniștit. Poți să faci țara mai bună în continuare. Bine, acum trecând peste gluma asta proastă, să fiu sincer, nu cred că o să vedem la scară largă în România roboți prea curând, dar sper să vedem o automatizare a instituțiilor statului cât mai repede, să scăpăm o dată de cozile alea la ghișeuri. Eu sper că v-a plăcut, nu uitați de like, share și abonare, până data viitoare vă doresc multă sănătate!